Idei, nu confruntări. Candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, le-a propus oponenților săi semnarea pactului unei campanii electorale civilizate și corecte. Pretendentul blocului electoral, Ruslan Codreanu, a venit cu inițiativa creării unei platforme de idei pentru următorul Consiliu Municipal al Capitalei și conducerea primăriei. Într-un apel făcut candidaților pentru funcția de primar al Capitalei, Ruslan Codreanu a spus că sarcina politicienilor este să unească oamenii în jurul valorilor și problemelor comune ale orașului, nu să-i divizeze în funcție de diferite criterii. Mulți dintre colegii mei care astăzi candidează pentru primăria municipiului Chișinău știu că glodul în municipiul Chișinău nu are culoare politică, că asfaltul pe Mircea cel Bătrân nu are culoare politică, câinii maidanezi nu au culoare politică. Și divizarea asta a oamenilor între est, vest și să ne bage niște probleme artificiale pe agenda publică în campanie electorală nu le face față. Prin urmare, candidatul blocului electoral, Ruslan Codreanu, le-a propus colegilor care au intrat în cursa pentru fotoliul de primar general să semneze un pact prin care promit să promoveze o campanie electorală civilizată și corectă. Scopul general al acestui pact, pe care vreau să-l semneze toți colegii mei concurenți în campanie electorală, este să promovăm o campanie electorală civilizată, să discutăm idei și soluții, să construim o platformă de idei pentru următorul Consiliu Municipal și conducere a primăriei municipiului Chișinău. Haideți să revenim la agenda reală a oamenilor și la bubele pe care le are orașul nostru Chișinău. Să lăsăm falsurile, atacurile personale și denigrările și agendele false pe care unii dintre candidați încearcă să le pună în fața alegătorilor. La alegerile locale generale, Ruslan Codreanu va figura în buletinul de vot cu numărul 2.